Bună seara, sunt Angela Gunța și vă invit la știri, iată care sunt cele mai importante evenimente ale zilei. Călătorie cu final tragic pentru un grup de moldoveni, mașina în care se aflau a fost implicat într-un accident lângă Vama Albița. Platforma ta încă nu știe pe care candidat îl va susține la alegerile parlamentare noi. Va avea de ales între candidatul PASO, Lisa Stamate, și concurentul independent, Grigore Kobzac. În timp ce la stația de epurare, tonele de nămol otrăvitor continuă să se adune, primarul general nu are o soluție. Deocamdată așteaptă concluziile unor experți germani. Moldovenii care muncesc peste hotare trimit mai puțin bani acasă anul trecut, deși au expediat peste $1 miliard. Volumul a scăzut cu 3,5%. Șase moldoveni au fost răniți după ce au nimerit într-un accident de circulație în România. Impactul s-a produs în această după-amiază, la doar 10 km de Vama Albița. Unul dintre pasageri se află în stare gravă. El fusese prins între fiare și se afla în stare inconștientă când la fața locului au ajuns medicii de la SMURD. Accidentul s-a produs la 10 km de Vama Albița, după ce un automobil înregistrat în Republica Moldova s-a ciocnit cu unul din Ucraina. În total au avut de suferit 7 persoane. Contactat de TV8, purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe de la Chișinău a precizat că 6 dintre victime sunt moldoveni. Un bărbat a fost transportat cu elicopterul SMURD în stare gravă la un spital din Iași. Ceilalți sunt în stare stabilă, însă au fost transportați la o instituție medicală din Vaslui. Presa locală scrie că în total la fața locului au intervenit 2 autospeciale și 3 ambulanțe, în zonă fiind declarat cod roșu de intervenție. O altă victimă de origine ucraineană care prezenta multiple traumatisme a fost transportată în stare de conștiință la Spitalul Județean de Urgență Vaslui. Alertă în sectorul Ciocana, un tânăr a pus pe jar autoritățile după ce a urcat pe un crucifix din curtea unei biserici. Acesta amenința că se aruncă în gol. Incidentul a avut loc acum o oră pe Bulevardul Mircea cel Bătrân. Imaginele au fost filmate de locatarii blocurilor din preajmă. Potrivit Poliției Capitalei, bărbatul a fost convins să coboare de pe cruce în scurt timp. Acum el urmează să fie audiat la Inspectoratul de Poliție. Deocamdată nu se cunoaște dacă acesta se afla în stare de ebrietate sau sub influența unor substanțe narcotice. Cel de-al doilea moldovean care se afla în orașul chinez Wuhan, focarul infecției, a fost evacuat de către americani. El va sta în carantină timp de 2 săptămâni. Evacuarea a avut loc la o zi după ce un alt moldovean aflat tot în regiunea periculoasă a fost luat de acolo și dus în Franța. În timp ce majoritatea țărilor își unesc eforturile pentru a ajuta oamenii blocați, ieri un avion rusesc a refuzat să evacueze alți cetățeni decât pe cei ruși. There is no any proven documents that they can stop us. Aproximativ 70 de pasageri, cetățeni ai diferitor state din CSI, inclusiv ai Republicii Moldova, au fost stopați ieri în aeroportul Xianxianin din China, aflat la 800 de kilometri de Wuhan, epicentrul epidemiei de coronavirus. Compania aeriană rusească Ural Airlines le-a refuzat pasagerilor accesul la bordul avionului cu care urmau să zboare la Ekaterinburg. Oamenii au protestat în aeroport. We won't go home! We won't go home! Reprezentanții companiei aeriene au explicat că, potrivit unei decizii a guvernului de la Moscova, începând cu 1 februarie, au dreptul să efectueze doar curse charter în China și să ia la bord doar cetățeni ai Federației Ruse. Potrivit presiei ruse, la cursa spre Ekaterinburg, s-ar fi înregistrat doar 10 pasageri cetățeni ai Rusiei. Ural Airlines anunță că pasagerii care nu au fost primiți la bordul avionului pot solicita returnarea banilor pe care i-au plătit pentru bilete. Potrivit Ministerului de Externe de la noi, instituția știe despre incident. Aceasta a cerut informații suplimentare și vor fi comunicate ulterior. Infecția cu noul coronavirus continuă să facă victime în China. Cel puțin 425 de persoane au murit, iar numărul persoanelor infectate a depășit cifra de 20.000, conform bilanțului publicat azi dimineață de autoritățile medicale de la Beijing. După ce meteorologii au anunțat venirea adevăratei ierni pe tot teritoriul țării, inspectorii de patrulare vin cu recomandări pentru șoferi. Pe cele mai importante le aflăm de la colegul nostru, Cătălin Goria. Cătălin, te ascultăm.
Bună seara, Angela, bună seara, doamnelor și domnilor! Inspectoratul Național de Patrulare îndeamnă conducătorii auto să adapteze viteza conform condițiilor meteo, să-și plănuiască activitățile din timp și să se informeze despre starea vremii în zona în care urmează să tranziteze. Totodată, polițiștii îndeamnă conducătorii auto care pleacă la drum lung să aibă cu ei o lopată și un săculeț de nisip, iar cei care circulă în afara localităților trebuie să adapteze viteza cu mai puțin de 20 de km pe oră, iar în caz de polei ori ghețuși, șoferii sunt rugați să nu staționeze pe marginea carosabilului pentru a nu îngreuna traficul transportului public. Oamenii legii mai atenționează șoferii că dacă au nimerit în situații de risc să apeleze serviciul 112. Acestea au fost informațiile de aici. Angela? Cătălin, îți mulțumesc. Curat lună, profitând de vremea frumoasă de afară în unele sectoarele capitalei, muncitorii au început curățenia în curțile de bloc. Nu s-a trecut fără nemulțumirea unor locatari. Era atât frumos, nimeni nu a spus, ia că gardul da. De ce sunt aceștia supărați și ce explicație le-au dat autoritățile, aflați în curând. Platforma DA încă nu știe pe cine va susține la alegerile din circumscripția Hâncești. Are de ales între Olesea Stamate și Grigore Kobzac. Decizia ar putea fi anunțată până la sfârșitul săptămânii, susține vicepreședintele formațiunii politice, Alexandru Slusari. Suntem într-o situație destul de dificilă. În loc ca partidele de centru-dreaptă să se adune și să înainteze un singur candidat, noi vedem ce se întâmplă și toate aceste disensiunile, problemele favorizează pe candidatul socialist. Formațiunea își va anunța susținerea până la sfârșitul săptămânii. Fie va opta pentru Grigore Kobzac, care candidează ca independent, fie pentru Olesea Stamate, reprezentanta PAS. Decizia va fi luată de biroul politic al partidului, după consultarea cu organizația teritorială Hâncești. Pe de o parte este candidatul înaintat oficial de către PAS, pe de altă parte este candidat la care platforma DA s-a gândit în primul rând când noi am avut discuții cu PAS. Grigore Kobzac a fost prima opțiune a platformei, da, chiar dacă el era pe atunci membru PAS. Tot astăzi, Grigore Kobzac a depus actele pentru a fi înregistrat la alegerile parlamentare, în calitate de candidat independent, inclusiv lista cu cel puțin 500 de semnături din toate cele 25 de localități din circumscripție. Comisia electorală trebuie să ofere un răspuns în decurs de 7 zile. Săptămâna trecută, Kobzac a fost exclus din Partidul Acțiune și Solidaritate, după ce și-a anunțat intenția de a participa la alegeri, deși formațiunea o înaintase deja pe Olesea Stamate. În cursa electorală au fost înregistrați deocamdată 3 concurenți. Este vorba despre reprezentantul PAS al PSR, Remeului și cel al Partidului Democrat. Ceilalți aspiranți la fotoliul de deputat, printre care și Mișcarea Politică Unirea, Partidul Liberal Democrat și Partidul Șur, încă așteaptă răspunsul Comisiei Electorale. Între timp, Partidul Unității Naționale și-a retras candidatul în favoarea lui Grigore Kobzac, care a deținut cândva funcția de președinte al raionului Hâncești. Guvernul Chicu vrea să transforme drumurile din țară în noi șantiere, dar de unde oameni? Companiile se plâng că nu au forță de muncă și văd o soluție în forța de muncă din afară. Astfel au cerut simplificarea procedurii pentru a duce cetățeni străini. Într-o ședință de guvern, premierul a cerut biroului de migrație de azil să reducă din termenul de examinare a dosarilor pentru cetățenii străini și alte facilități. Problema insuficienței forței de muncă a fost discutată astăzi la guvern, în cadrul unei ședințe. Se întâmplă după ce oamenii de afaceri au bătut alarmă că se confruntă cu o lipsă acută de angajați. Se arată într-un comunicat al executivului. Deficitul de lucrători va deveni și mai acut în sezonul desfășurării lucrărilor de construcție a drumurilor, planificate pentru anul 2020, unde va fi nevoie de mulți lucrători, cred autoritățile, care au promis că țara se va transforma în șantier. Insuficiența forței de muncă poate compromite realizarea programului de acțiuni, motiv pe care companiile le solicită simplificarea procesului de aducere a forței de muncă din afara Republicii Moldova, se mai spune în comunicat. Astfel, guvernul mizează că în țară vor veni muncitori străini și solicită să fie simplificată procedura de aducere a celor din exterior. Pentru TV8, Ministerul de Interne, în subordinea căruia se află biroul de migrație și azil, a precizat că sunt analizate scenariile de imigrare, prevederile care necesită a fi simplificate, după care se vor expune. Criza forței de muncă se simte și în alte domenii. La Bacanal, de exemplu, deja lucrează muncitori străini. Din Tajikistan au fost atrași. Cam câți? Ei au, dacă nu greșesc, până la 30 de angajați.
Cei cu care am vorbit astăzi în stradă nu cred că Republica Moldova va deveni atractivă pentru cetățenii din străinătate. Nici nu pridă, este utopie. Ce ne pot zice zarabatăți или получать? Cine, africani sau sirieni, cine? Nu știu. Posibil. Cu 6.000 de lei, nu cred. Eu cred că de acum așa în Africa primesc mai mult ca la noi, Moldova. În timp ce autoritățile vor să aducă muncitori din afara țării, tinerii moldoveni stau cu gândul la plecare. Lucru care faci pentru 3 oameni, îți dau un salariu de 5.000 sau 2, alții lucrează cu 2.000 de lei deja. Nu știu, asta e unica situație care să iasă din sfogă, de ce în țară. Vă gândiți să mergeți peste hotare, să părăsiți țara? Da. Da. De ce? Pentru viitor copilul. Жилье дорого, надо повысить немножко зарплаты, пенсии людям. Люди бы заинтересованы. Datele Biroului de Migrație și Azil arată că în 2018 aproximativ 6.700 de persoane originare din alte țări lucrau pe teritoriul țării noastre, în timp ce aceleași date arată că la sfârșitul anului erau peste 14.000 de șomeri. Căutat internațional de Interpol, Ilan Șor vrea reforme în sistemul judecătoresc, și anume să instituie curțile juraților în cadrul instanțelor de judecată. Deputatul care se ascunde de justiția de la noi vrea ca cetățenii să participe la dictarea verdictelor. Fracțiunea din care face parte vrea să înregistreze un asemenea proiect în Parlament. O inițiativă depășită de timp, spun experții din domeniu. În opinia lui Ilan Șor, curțile juraților din cadrul judecătoriilor ar democratiza justiția și ar proteja-o de corupție sau influență politică. De partea cealaltă, reprezentanții fracțiunii PAS și Platforma DA nu văd cu ochii buni această propunere, ce ar putea lua forma unei inițiative legislative. Este o inițiativă aberantă care ne întoarce pe noi în timpurile sovietice, când nu se zicea, se credea că fiecare persoana are dreptul să exercite justiția. Justiția trebuie să fie înfăptuită, să fie realizată de oameni profesioniști. Fără a analiza această inițiativă, pot să afirm cu certitudine că este o inițiativă populistă și aparent contrară prevederilor constituționale. Nici experții din domeniu nu salută această propunere, despre care spun că este una învechită. Curțile cu jurați au fost o soluție pentru secolul XVIII, în țările mici. Practic nu pot fi folosite, deoarece toți știu fiecare și fiecare sunt influențat de persoane apropiate. Doi, noi am avut un fel de jurați până în anul 1994 și am renunțat la ei din cauza că nu lucrează. Trei, dacă noi avem o problemă cu judecătorii care sunt suspectați de corupție, păi eradicați corupția, nu mai adăugați 3-4 ani încolo, că asta nu schimbă esența. Ilan Șor a fost condamnat de prima instanță la 7 ani și jumătate de închisoare pentru fraude de la BEM, dar se declară nevinovat. Deputatul a fugit de Republica Moldova în vara anului trecut, după ce Partidul Democrat a fost înlăturat de la guvernare. Șor este căutat acum în toată lumea, fiind inclus în baza de date a Interpol. Record la inspecții, însă nu și la soluții. Primarul general, aflat deja la a noua vizită la stația de epurare, continuă să dea vina pe fosta conducere pentru toate neregulile și nu exclude că trebuie o anchetă penală. Cu jurnaliștii după el, edilul a vorbit și despre soluții pe care trebuie să le ofere însă experții germani. Fostul primar al capitalei, Dorin Chirtoacă, nu ne-a răspuns la telefon pentru o reacție. Ochii tot văd că lăcrămează la unii. În bahile și cu nasurile ascunse în fulare, așa a început o nouă inspecție a primarului general prin stația de epurare. Angajații spun că îl văd pe Ion Ceban deja a noua oară pe teritoriul stației. De altfel, la ordinul edilului, aici și-a mutat biroul și directorul de la Apă Canal. Funcționarul crede că mirosul urât din capitală este cauzat de nemolul toxic din cele 3 lacuri adânci create în ultimii 10 ani. Vă închipuiți dacă apa asta stă din 2012, dacă a fost prima depozitare și nu s-a evaporat până acum? O altă problemă sunt și geotuburile procurate încă în 2010. Acum în ele se păstrează aproape 60.000 de tone de nămol, care trebuie scos și deshidratat cât mai curând. Directorul Apă Canal strânge din umeri când este întrebat despre problemele nerezolvate de la stația de epurare.
Au fost mai multe cauzuri, atât cât obiective, cât și subiective. Tot s-a așteptat, tot încercam diferite metode. De partea cealaltă, primarul general dă vina pe fostele conduceri ale municipiului Chișinău pentru lipsă de acțiune. Nu exclud că și penal ar trebui să răspundă pentru ceea ce se întâmplă. S-au aflat la cârma capitale și acum fac tot felul de postări pe Facebook, declarații în presă, etc. Deci, păi, dar cine a condus capitala până acum? Că eu cred că este rea intenție. În schimb, întreba despre soluțiile pe care le propune el ca stația să funcționeze eficient, iar mirosul să dispară, edilul spune că așteaptă concluziile unor experți germani. Trebuie să găsim o soluție, dar o soluție care să corespundă tuturor standardelor ecologice, nu ceea ce s-a făcut aici. Care ar fi această soluție? Ele sunt mai multe. De asemenea, așteptăm ca cei din Germania, cei din Rusia să ne furnizeze soluțiile finale. Stația de epurare a apelor uzate din municipiul Chișinău activează de 5 decenii, iar utilajul de aici este uzat în proporție de 90%. Acum aceasta este renovată de o firmă germană. În total, proiectul de reabilitare costă peste 24 de milioane de euro, dintre care jumătate va trebui întors sub formă de credit. În ianuarie, responsabilii anunțau că lucrările sunt gata abia în proporție de 25%. Vara trecută, Procuratura Generală a deschis două cauze penale pentru a depista cine se face vinovat de putoare din oraș. Deocamdată nimeni nu a fost tras la răspundere. Curățenie cu năbădăi în sectorul Buicani al capitalei. Mai mulți muncitori veniți să demonteze un loc acaparat ilegal au fost luați la rost de către un locatar. Bărbatul nu era de acord cu ca spațiul să fie distrus pentru că a sădit copaci fructiferi, crește verdețuri și și-a amenajat un colț pentru odihnă. După intervenția lucrătorilor de acolo au fost scoase tone de gunoi. Când a văzut că muncitorii de la o întreprindere municipală au început să demonteze gardul și să evacueze tot ce au găsit acolo, bărbatul din imagine a început să se opună. El spune că terenul îi aparține și l-a amenajat de-a lungul anilor într-un loc pentru a-și depozita lucrurile. Dar stai cerpac, odată-mi ce-o cerpac. I-a scazal na stale, stai. Noi ne-am schimbat de băcățica asta de pământ, să avem pătranjel, șapă verde. Acum lucrurile astea pentru ce le-ați adunat, obiectele astea, ce faceți cu ele? Acolo pentru copchii, pisocnița ta. Zici belivaia plășatca. Lucrurile luate de pe teren au fost încărcate în remorci și duse la gunoi. Râs tare, tare. Asta de-am a doilea zi. Oamenii care locuiesc în apropiere au văzut cu ochi buni demolarea teritoriului și speră că așa va fi curățenie prin zonă. Germania nu e tak. У них, понимаете, вообще нет ни заборов, ничего, высоких. У них вот идет, они садят тую, и они ее стригут. Во-первых, и красиво, и зелень. А у нас, посмотрите, заборы, какой гадюшник. Я даже не думала, что тут такое у нас сделали. Trebuia de mult chiar să fie așa ceva, ordine pe tot locul, că e mizerie, parcă trăim în secolul. Și pretorul sectorului Buiucani a venit la fața locului. El afirmă că aici ar putea să fie amenajată o parcare, pentru că teritoriul aparține autorităților locale. Sau va fi spațiu liber, absolut, sau vom organiza locuri de parcare. Oamenii care se împotrivesc, cum discutați cu ei și care sunt răspunde cu gardul ăsta nu discos. Dar la mine, la noi, iacă, la noi, cireș, miel, pentru copchii cresc. Care e departare? По 50 лет я ухаживаю за этим кусочком земли. 50 de ani, dar dumneavoastră înțelegeți, noi trăim în oraș unde spațiul este public. Autoritățile mai spun că după evacuarea gunoiului și garajurile ridicate în preajmă urmează a fi demolate, pentru că au fost construite neautorizat. Avionul cu 128 de pasageri la bord rămas fără roată a aterizat cu bine la Madrid. Pentru ca nava să nu ia foc la impactul cu solul, pilotul a ținut-o în aer timp de 2 ore ca să ardă combustibilul. Avionul ar fi pierdut roata când a decolat, iar din această cauză a suferit și o defecțiune la motor.
Imediat după decolare, piloții avionului Air Canada au raportat dispeceratului probleme la unul dintre motoare și pierderea unei roți. A fost publicată și discuția piloților cu angajații aeroportului, în care vorbesc despre faptul că trebuie să arde combustibilul ca să poată ateriza în siguranță. Entonces, como estamos muy pesados en cuestión de combustible, nos tenemos que deshacer un poco de combustible antes de poder aterrizar. În timp ce avionul făcea cercuri în aer, echipele de intervenție așteptau să intervină la sol. Acesta era supravegheat și de aeronavele forțelor armate pentru a evita vreo altă tragedie. Într-un final, datorită profesionalismului echipajului, aterizarea a fost impecabilă. Niciunul din cei 128 de pasageri și 8 membri ai echipajului nu au avut de suferit. Avionul urma să ajungă la Toronto, dar a făcut cale întoarsă pe aeroportul din Madrid. Acesta nu este primul incident aviatic din Spania de la începutul noului an. Acum câteva zile, aeroportul din Madrid a fost închis din cauza descoperirii unei drone în spațiul aerian adiacent, ceea ce a dus la întârzierea 26 de zboruri. Invazie de lăcuste în mai multe țări este cea mai mare din ultimii 25 de ani. Unde se întâmplă, cum se descurcă autoritățile și oamenii de rând, vă spunem imediat la știri. Moldovenii trimit tot mai puțin bani acasă. Potrivit Băncii Naționale, anul trecut volumul transferurilor a scăzut cu 3,5%. În total, de peste hotare, au fost transferați în țară peste 1 miliard de dolari. Cei mai mulți dintre aceștia au ajuns din țările Uniunii Europene, peste 45%, iar circa 20% au fost din țările CSI. Cei mai mulți bani vin din Italia, care deține întâietate, urmată de Marea Britanie și Franța. De cealaltă parte, Rusia ocupă locul întâi printre țările CSI la acest capitol, fiind urmată de Ucraina și Kazahstan. Trei oameni care făceau contrabandă cu articole sanitare și de uscasnic au fost reținuți de polițiști din divizia, au fost prinși în flagrant, chiar în momentul în care descărcau marfa într-un garaj folosit ca depozit. Dacă ar fi reușit să vândă bunurile, aceștia ar fi obținut circa 2 milioane de lei. Trei membri ai unei grupări specializate în contrabandă cu articole sanitare și de uz casnic au fost reținuți de oamenii legii. Indivizii au fost prinși în flagrant pe 31 ianuarie, chiar în momentul descărcării mărfurilor la unul dintre garajele utilizate pentru depozitare. Dacă ar fi reușit comercializarea bunurilor, bănuiți ar fi obținut un venit de circa 2 milioane de lei. Pentru a obține probe, oamenii legii au documentat cazul timp de 4 luni, efectuând în paralel 8 percheziții în mai multe depozite clandestine din capitală. În urma investigațiilor, aceștia au stabilit că bunurile erau procurate de la piața kilometrul 7 din orașul Odessa, Ucraina, și introduse în țară prin regiunea transnistreană, cu evitarea posturilor vamale interne de control. Au fost reținute și alte două persoane bănuite de organizarea activității. Suspecții se află în arest preventiv pentru un termen de 30 de zile. Dacă vinovăția le va fi demonstrată, aceștia riscă o pedeapsă cu închisoare de până la 10 ani. Cardurile bancare devin tot mai populare printre moldoveni. Jumătate din cele 25 de miliarde de lei pe care le-au primit aceștia au fost virate pe carduri. Însă, doar 10% au continuat să le folosească pentru achitarea produselor și serviciilor, pe când ceilalți au dat fuga la bancomate și au scos bani. Moldovenii utilizează cardurile bancare pentru că, spun ei, este comod și sigur. Mai greu și atunci cu cardul este foarte comod, doar porți cardul cu tine, nu trebuie să porți o grămadă de bani în buzunar permanent. Mai periculos cu bani decât cu cardul. Mai având un copil, cel mai ușor pentru noi. De acasă m-a chitat și atâta tot. E mai complicat stând în rând, la bancă. Alții, desigur, sunt loiali banilor cash pe care să-i simtă în mână. Cash. De ce? Mi-e mai comod așa. Nu aveți încredere în carduri? Nu. De ce?
Nu am încredere. Sunteți impunii sau suferi? Da, sigur. Da. Am auzit mai multe cazuri care dispar banii și nu. Potrivit experților economici, odată la fiecare 2 ani, tranzacțiile de achitare cu cardul se dublează. Ei spun că moldovenii se inspiră de la țările dezvoltate, unde practica este o normalitate. Până în 2013-2014, practic achitarea cu cardul Moldova nu era. Însă oamenii, după ce s-au deschis hotarele, au început a merge peste hotare, au văzut că acolo cât e de comod cu cardul, oamenii mai bogați achitau peste hotare cu cardul și primii vreo câțiva ani de zile achitările cu cardul peste hotare erau mai mari ca Moldova. Dar după ce s-au învățat acolo, mulți au venit acasă și au început a continua tradiția și acasă. Potrivit acelorași experți economici, în prezent, Republica Moldova ar fi în circulație circa 2 milioane de carduri bancare. În urmă cu 10 ani, numărul acestora era de aproape 800.000. Pubelele arhipline și sacii cu gunoi la colț de străzi știrbesc din imaginea celui mai romantic oraș din lume. Se întâmplă din cauza că angajații Serviciului de Salubritate din Paris s-au alăturat celor nemulțumiți față de proiectul de reformă a pensiilor promovat de guvern. Deși greva durează de câteva luni, autoritățile sunt decise să se țină pe poziții. Trei stații de incinerare a deșeurilor din Paris, precum și din alte 84 de localități învecinate, și-au sistat activitatea pe 23 ianuarie. Gunoierii au încetat să mai iasă la serviciu după apelul la protest făcut de sindicatele nemulțumite de proiectul reforme pensiilor promovat de guvern. Stațiile au un rol primordial în păstrarea ordinii în capitala franceză. Fabricile de reciclare prelucrau zilnic peste 6.000 de tone de deșeuri. Astăzi însă străzile urât-mirositoare și aspectul inestetic al trotuarelor pariziene îi nemulțumește pe turiști, dar mai ales pe localnici. Mai bine de 10 zile, mormanele cu saci de gunoi continuă să se acumuleze, iar autoritățile se tem că agravarea situației ar putea declanșa o veritabilă catastrofă ecologică. Jérémy Courmet, primarul subdiviziunii administrative numărul 13 din Paris, a calificat cele petrecute drept un episod potențial periculos pentru sănătate, față de care e necesar de luat atitudine. Deocamdată nu se cunoaște în ce mod și când se vor mobiliza gunoierii francezi. Oamenii consideră nedreaptă decizia guvernului și cer retragerea legii, care are drept scop uniformizarea modului în care sunt calculate sumele acordate pensionarilor. Potrivit proiectului impus de Macron, un euro cotizat oferă aceleași drepturi indiferent de cine a cotizat și ce meserie a avut. Cea mai gravă izbucnire a lăcustilor din deșert din ultimii 25 de ani ar putea să se întâmple în curând. Fenomenul amenință Etiopia și țările vecine din Africa de Est, care ar putea să rămână fără mâncare. Autoritățile somaleze au anunțat stare de urgență. Norii de lăcuste de deșert care au acoperit toată Africa de Est pot distruge culturile și duce la o criză alimentară în regiune. Lăcustele descoperite pentru prima dată în Somalia în decembrie s-au răspândit de atunci în toată Kenya și Etiopia. Spre Uganda și Sudanul de Sud rămân doar 200 de kilometri, a declarat organizația într-un comunicat. Potrivit unei agenții umanitare, hoardele înfometate pot agrava insecuritatea alimentară într-o regiune în care 25,5 milioane de oameni mor de foame sau sunt subnutriți din cauza secetelor și inundațiilor care au lovit estul continentului în ultimii 3 ani. Мы очень зависим от этого сезона урожая. Он второй в году, но тот, что в апреле, короткий и не такой обильный. Нам важен именно этот период, и мы опасаемся, если саранча уничтожит наш урожай, то мы останемся голодными до конца года. Duminică, autoritățile somaleze au declarat invazia lăcustei o catastrofă națională. Etiopia a solicitat să se concentreze toate eforturile pentru conservarea culturii. Șeful departamentului situații de urgență a îndreptat forțele aeriene pentru lupta cu insectele. Мы находимся в регионе, где более 11 миллионов человек в 3 странах уже испытывают острую нехватку продовольствия. Поэтому мы должны приложить все усилия, чтобы избежать ухудшения. Мы знаем, что саранча, которую мы видим здесь, может массово уничтожить не только посевы, но и пастбища, и, следовательно, повлиять на жизнь общин, которые живут скотоводством. Чтобы этого не произошло, в этот критический момент единственным решением, которое работает, остается распыление.
потребления пестицидов. Cu toate acestea, specialiștii susțin că dezastrul este atât de mare încât statele africane ar putea să nu facă față singure. Se estimează că focarul va continua până în iunie 2020, din cauza condițiilor climaterice favorabile. Lăcustele de deșert pot parcurge 150 de kilometri pe zi și pot crește cu o viteză uluitoare. Organizația solicită dublarea măsurilor actuale de control al aviației și sporirea asistenței umanitare. Organizația Națiunilor Unite a alocat 10 milioane de dolari pentru combaterea lăcustelor de pe continentul african. Un acvariu deosebit a fost instalat pe acoperișul unui centru comercial din Praga. Vizitatorii locației pot admira zeci de mii de meduze plutind la înălțime. Ideea aparține unuia dintre puținele persoane care cresc asemenea animale marine în captivitate. Lumea meduzelor, așa a fost denumită sfera gigant situată pe acoperișul centrului comercial Arkady Pankrach din Praga. Mărimea acvariului poate ușor să pretindă la titlul de record Guinness. Acesta este cel mai mare rezervor de meduze din lume. Are peste 6 metri și găzduiește 10.000 de nevertebrate din 40 de specii diferite. Cele mai multe dintre acestea au fost crescute de Wilhelm Vedral, unul din puținii care cresc meduze în afara habitatului lor natural. Ta meduza sama o sobě ani neplave. Takže by vám uvízla v tom rohu, no. Takže ty akváře jsou udělané, že mají většinou nějaký oválovitý tvar, aby tam proudily, jakoby v proudu vody se nechávaly unášet, ten vstup do filtrace je zabezpečen. A to by se přes dveře nedalo dostat do budovy, takže nejdřív se na traverzi umístilo to velký akvárium, napustilo se a pak teprve se stavila budova okolo. Un bilet pentru adulți costă 260 de coroane, echivalentul la aproape 200 de lei moldovenești, iar pentru copii cu vârste cuprinse între 2 și 15 ani, 150 de coroane, adică aproximativ 100 de lei. Sunt krásné ty medusky, jak je to osvětlené, je to opravdu moc pěkné. Fakt jo, jsme tady poprvé. Ty puntíky a ty jakoby ty kuličky. Potrivit lui Wilhelm Vedral, reproducerea meduzelor este un proces destul de complex, format din 5 faze. De la momentul fertilizării sau diviziunii până la formarea unui adult, poate trece și aproape un an. Pentru fiecare etapă sunt necesare condiții speciale. Salinitatea și temperatura apei se schimbă constant. Într-un cuvânt, fără cunoștințe speciale, creșterea meduzelor poate deveni un eșec. Și mai avem o știre despre animale, pucii de apă dintr-o menagerie niponă, cunoscuți și cu numele de capibare, au parte de răsfăț acvatic în mijlocul iernii. Aceștia profită de relaxarea totală oferită de apele fierbinți din bazinele special amenajate, iar merele dulci le sunt servite chiar în mijlocul apei. Familia de capibare din grădina zoologică Ito, situată la aproximativ 60 de kilometri sud de Tokyo, înfruntă iernile reci japoneze, făcând băi cu apă caldă și mâncând mere proaspete. Tradiția a început acum 37 de ani. Totul a pornit dintr-o observație a unui îngrijitor de la menagerie. El a remarcat că rozătoarele încercau să se bucure de urmele de apă rămase după ce omul făcuse ordine în cușca animalelor. Așa că s-a gândit să facă din asta o adevărată atracție turistică pe timp de iarnă, când menagerie ea este mai puțin vizitată. În grădina zoologică din Ito poți să hrănești și chiar să mângâi capibarele. Îngrijitorii au mari speranțe pentru ei. Jocurile olimpice de vară de la Tokyo se apropie cu pași repezi, iar la menagerie este așteptat un număr mare de vizitatori care vor să interacționeze cu animalele. Capibara sau porcul de apă este un mamifer erbivor semi-acvatic și este cea mai mare specie de rozătoare modernă. Pot atinge 60 de centimetri în înălțime și ajung să cântărească și 65 de kilograme. Locuiesc în America Centrală și de Sud, din Panama până în Uruguay și Argentina de Nord-Est. Doamnelor și domnilor, atât pentru astăzi. Imediat după știri urmează un nou film la TV8. Eu vă reamintesc că dacă ați filmat imagini interesante, le puteți trimite pe site-ul tv8.md, iar noi vom transforma știri. Să aveți o seară frumoasă și vă mulțumesc că ne priviți!